Bună, vărsător, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 30 octombrie, 5 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, apoi îți răspund la o întrebare sau două cu ajutorul unor oracole. În final vedem surpriza pentru tine în săptămâna 30 octombrie 5 noiembrie și apoi vedem mesaje bonus din partea unui oracol foarte drag sufletului meu. Dragii mei vărsători, o săptămână cu foarte mari surprize pentru voi. Poate să fie și o săptămână în care voi sunteți cei care faceți surprize celorlalți, de ce nu? Este o săptămână în care apar schimbări pentru voi, neașteptate, privind casa, familia, deci unii vărsători vă puteți muta peste noapte sau vă pot veni persoane în vizită, pot apărea tot felul de închideri bruște, tot felul de schimbări benefice, atenție, legate de viața privată. Pentru unii poate chiar discutăm și despre rezolvarea unei situații legate de o moștenire, o sumă de bani, o bancă. De asemenea, tot săptămâna aceasta poate să vină și cu niște schimbări pe care le faceți în casă. Acum, fie că este vorba despre o separare, fie că este vorba despre a schimba lucruri efectiv în casă, schimb mobila, schimb ceva anume. Însă, pentru alții dintre voi, tare mult aș merge pe ideea aceasta de mutare bruscă, relocare bruscă. Poate să fie ceva temporar sau poate să fie ceva mai mare de atât. De asemenea, tot săptămâna aceasta, dragi vărsători, este nevoie să vă treziți puțin la realitate privind banii voștri, privind cheltuielile pe care le aveți. Dar este și o săptămână în care, cu siguranță, foarte mulți vărsători vă veți concentra mult mai mult pe un stil de viață sănătos, mai ales dacă discutăm de zona alimentației. Da? Cu siguranță cei mai mulți dintre voi acum sunteți puțin treziți la realitate și pe partea aceasta de valoare pe care o aveți. De asemenea, va fi nevoie să vă împărțiți într-un mod egal între viața privată, casă, familie, persoana iubită, lucruri personale, dar și viața profesională. Și muncă și casă, asta este. Ideea e că din toată povestea asta tu vei ieși foarte bine din punct de vedere financiar. Îți vei demonstra ție că poți. Îți vei demonstra ție că valorezi mai mult decât ți-ai fi imaginat vreodată. Începând cu 4 noiembrie, Saturn, care este și el guvernatorul tău, este în mers direct și asta e o veste bună pentru toată lumea. Stă acolo în mers direct câteva luni bune, timp în care te va ajuta să-ți rezolvi și să-ți pui la punct cu adevărat tot ceea ce ține de bani, achiziții, valoare personală, tot ceea ce ține de partea aceasta de alimentație, de ce nu? Deci cu siguranță vom vedea și vărsători care acum în sfârșit s-au decis ce dietă țin, s-au decis da, câți bani trebuie să primească și așa mai departe. O săptămână, aș spune eu, și cu mici mari tensiuni care pot apărea legate de relația cu șefii, relația cu instituțiile statului. Și de asemenea, ți-aș recomanda ca pe final de săptămână să acorzi o mai mare atenție informațiilor pe care tu le spui în spațiu public. Adică ce spui de față cu șeful, de față cu partenerul de viață, de față cu părinții, ce postezi pe site-urile de socializare, ce afirmi în mod public și așa mai departe. Bun, hai să vedem, dragi vărsători, ce spun arhanghelii. Hai că intrăm în luna noiembrie și e deja cu totul și cu totul altă energie. Mult mai liniștită și misterioasă, cu multe iluzii. E ca și cum Dumnezeu, divinitatea, stinge lumina, da? Și
E nevoie să ne concentrăm cu toții pe intuiția noastră, pe ceea ce știm până acum, pe experiența noastră. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi, ce trebuie să cunoașteți. Și avem armonia deplină în grup. Numerele importante 3, 5, 8, 35. Culorile importante, albastru în principal, deci culoarea comunicării, galben, roz, non-culoarea gri și alb, iar arhanghelul Racuiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Asigur armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ cât și în cer. Ofer rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor, în cazul celor care îmi solicită aceasta. Cu alte cuvinte, dragi vărsători, voi veți reuși să aduceți liniștea și pacea în casa voastră, în familia voastră, în cercul de prieteni, în grupurile de oameni din care faceți parte. Cu siguranță în această săptămână se rezolvă acele tensiuni, acele dispute care au loc și cu siguranță foarte mulți vărsători veți avea un rol foarte important în acest lucru. Să vedem acum tarotul ce zice, ce trebuie tu să știi. Hai să vedem care sunt mesajele pentru vărsător. Hai, dragi vărsători, că este o săptămână interesantă pentru voi. Planul fizic, material, muncă, iubire, mulți oameni, deci cam așa sună săptămâna pentru voi, dar e benefic. E benefic. Hai să vedem. Dragi vărsători, ce faceți voi? Ce spune tarotul? Am ales tarotul mitologic, nu l-am mai folosit de ceva timp și inițial am vrut să iau alt tarot, dar nu știu cum am ajuns până la urmă și l-am luat pe acesta. Era puțin întuneric și n-am văzut. Wow! Am un mesaj important pentru cineva. Niște tensiuni, niște dispute, niște lupte legate de un șef, o instituție publică, ceva legat de muncă, de stat, da? Zona aceasta. Totuși văd un cuplu aici fericit. V-am zis eu că relația cu șefii e cam ciudată săptămâna asta. Fie voi nu vă înțelegeți, fie oamenii au o problemă și atunci sunt mai stresați. Hai să vedem. Ce trebuie voi să știți? Ce spune tarotul? Pot apărea dispute, pot apărea tensiuni, dar nu e neapărat nevoie să fiți voi implicați în asta. Da? Bun. Avem îndrăgostiții, cavalerul de cupe, 6 de bâte, 8 de bâte. Bun, o invitație pe care o primești de la persoana iubită, poate cunoști pe cineva. Este o săptămână în care dragostea e importantă pentru tine, iubirea, pasiunea, tot ceea ce ține de a trăi intens, de a te bucura de viața ta. Și văd aici pentru unii o legătură cu zodia Gemeni, dar se amplifică foarte mult această energie de dualitate pentru cei mai mulți vărsători. Discutăm despre o săptămână în care lucrurile încep să arate altfel. Dar văd aici și o foarte mare atracție pe care fie tu o ai față de cineva, fie cineva față de tine. Poate e ceva reciproc. 6 de monede, deci perioada în care mergi la cumpărături împreună cu o prietenă, împreună cu persoana iubită. Poate chiar aștepți un cadou sau vrei să oferi unei persoane un cadou. Este clar faptul că se rezolvă ceva legat de planul financiar. Ceva se echilibrează și avem 2 de monede la baza manifestărilor tale. Cum spuneam, este o săptămână în care este nevoie să te împarți în mod egal între două situații, două locuri de muncă, două chestiuni diferite. În inima ta, 10 de monede. Deci, inima ta e la familie, e la un grup de oameni, poate să fie și o săptămână în care ai parte de o bucurie din punct de vedere personal. Adică o bucurie din partea unui prieten, o bucurie din partea unei persoane din familie, o bucurie din partea unui vecin, din partea unor persoane din jurul tău. Împărăteasa în mintea ta, o conexiune aici cu zodia Balanță, zodia Taur,
Dacă ești femeie, rolul tău este foarte important în această săptămână. Tu vei oferi abundență, vei oferi protecție, iubire, grijă față de ceilalți. Tot săptămâna aceasta văd că unii dintre voi sunteți foarte mult concentrați pe planul material, dar veți avea și tendința să aveți grijă de toată lumea. Acum, nu am nimic împotrivă, dar vedeți ce faceți să nu vă supra-solicitați. Judecata avem aici, judecata care înseamnă o revedere cu o persoană dragă ție, dar și o decizie importantă care se ia în exteriorul tău. 9 de cupe, cineva se bucură foarte mult de relația cu tine. Văd aici o persoană care se simte mulțumită, împlinită, liniștită. Pentru alți vărsători, văd foarte clar faptul că aveți șanse să cunoașteți o nouă persoană săptămâna asta, doar că nu vă imaginați că ați cunoscut persoana respectivă și de a doua zi, gata, vă mutați și împreună și vă și căsătoriți. Nu, lucrurile merg treptat. Da? Pentru că se vede clar aici, da? Că totul merge încet, dar e de bine. Asul de spade, următorul mesaj. Cineva are mintea foarte clară, da? Cineva are foarte clar în minte o anumită decizie pe care o ia în legătură cu tine, în legătură cu ceilalți și este cu adevărat o săptămână în care ai legătură cu o persoană care cumva începe să vadă lucrurile mai clar. Niște decizii văd eu aici poate legate de muncă, poate legate și de viața ta profesională, dar cum ar fi, văd o persoană extraordinar de hotărât în jurul tău. O persoană echilibrată, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere rațional. Dragi vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, tot acolo clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Apoi îți voi răspunde la o întrebare sau două întrebări cu ajutorul unor oracole foarte dragi sufletului meu. Vedem care este surpriza pentru tine în săptămâna 30 octombrie 5 noiembrie, iar apoi vedem niște mesaje bonus din partea unui oracol foarte drag mie. Și dragi vărsători, acestea au fost informațiile, sper că vă sunt de folos și sper să vă ajute. De asemenea, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că v-ați abonat acestui canal, contează foarte mult pentru mine. Dacă n-ai făcut-o deja, îți mulțumesc în avans, așa că te aștept cu drag să faci aceste lucruri. Este gratuit și pe mine mă ajuți foarte mult. Vă mulțumesc tuturor celor care distribuiți videoclipurile, dar și tuturor celor care recomandați canalul persoanelor dragi vouă. Și ce să vă mai spun, vă reamintesc de aplicația Tarot by AI. Hai că voi sunteți cu tehnologia, teoretic, guvernați tehnologia. Momentan o găsiți doar pe Android, o să anunț public dacă o să apară și pe iPhone. Chestia asta nu ține de mine, eu mă zbat, dar mai departe Dumnezeu decide, cum s-ar spune. Și vă reamintesc și de giveaway-ul de pe Instagram, respectiv Facebook, deci dacă vrei să câștigi un pachet de tarot gratuit, da? Te aștept cu drag acolo să te înscrii la concurs, pe Facebook și pe Instagram, dacă vrei poți să te înscrii pe ambele platforme, tocmai pentru a avea șanse duble de câștig. Și acestea fiind spuse, eu vă îmbrățișez cu drag, vă reamintesc și de previziunile zilnice pe Zodii și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.